Bun, aici o să am o discuție și cu colegul meu, cu domnul președinte Mișa Ionuț, pentru că totuși astfel de măsuri trebuie să fie luate după ce se consultă cu, la nivelul conducerii Ministerului de Finanțe. Pentru că, într-adevăr, dumneavoastră mă întrebați pe mine de o măsură pe care ANAF-ul, din păcate, o aplică, o măsură pe care eu am spus la vremea respectivă că este o măsură, să zic așa, forțată, pentru că fiscul, din păcate, reacționează și nu acționează. Obligația este legală din partea fiscului să acționeze în temeiul legii și nu să aștepte până la termenul de prescriere pentru a veni cu soluții, din păcate, de acest tip. Are mult alte sarcini ANAF-ul. În primul rând să facă planul de încasări, dar nu cu astfel de acțiuni. Sunt zone în care trebuie să acționeze vis-a-vis de TVA-uri care nu se declară în foarte multe zone din, și multe companii care asta vizează, asta fac. Au problema cu insolvența pe care trebuie să o aplice acum având un cadru legal foarte bun și acum au, să zic așa, front de lucru suficient și multe alte zone. Avem multe alte zone în care ANAF-ul trebuie să fie efectiv un instrument activ. Știți cumva, ați reușit să aflați în aceste zile de când ai spus scandalul de la domnul Mișa de la Finanțe, Mișa Ionuț, cum l-ați numit, dacă a început să trimită notificări, i-o fi trimis și lui Liviu Dragnea pentru nunta băiatului să spună câți bani a dat la lăutari și cu cine a colaborat? Nu, perioada pe care ANAF-ul a indicat-o este 2013-2017, pentru că este acea perioadă de prescriere. Avem alte situații unde știți foarte bine contribuțiile la CSS, CAS și impozitul pe venit pe ultimii 5 ani de zile. La final de octombrie vom avea o centralizare pe fiecare contribuabil în parte. Am aprobat în guvern acum vreo săptămână, dacă nu mă înșel, o ordonanță de urgență care asta și spune, cu acele reduceri pentru cei care plătesc în decembrie și în martie anul viitor, 10% față aceste contribuții. Adică aici unde statul, să spunem, a stat și a așteptat astfel de măsuri, trebuie să vină și cu, să spunem, cu reduceri față de contribuabili și pe viitor să evite astfel de situații, repet, așa, și să reacționeze. Fiscul trebuie să acționeze în timp și în baza legii. Este posibil ca după nunți să urmeze să primească notificări și românii și pentru botezuri și alte cumetrii majorate? Nu, cu siguranță nu.